Peste 70 de pompieri au luptat aproximativ 7 ore cu flăcările care au cuprins mansarda unui bloc de locuințe din orașul Năvodari. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de 2000 de metri pătrați. Misiunea pompierilor a fost extrem de dificilă. 14 locatari au fost evacuați din calea focului. Toate cele 8 apartamente aflate aici, la mansarda blocului unde ieri a izbucnit un incendiu devastator, au fost mistuite de foc. În imagini se poate observa cum munca de o viață a oamenilor a fost distrusă în doar câteva minute. 8 apartamente au fost distruse în totalitate, alte 8 au fost afectate în proporție de 30-40%. Alte 16 apartamente de la etajul 4 al blocului au fost afectate de apa provenită în timpul acțiunilor de stingere a incendiului. Georgiana locuia la mansarda blocului, era acasă împreună cu cei 2 copii ai ei. Și-a luat bebelușul de doar 5 luni în brațe și a ieșit speriată din apartament. Își amintește cu greu clipele de groază prin care a trecut. M-a scos un domn polițist pe o parte și unul pe parte, de m-a scos în brațe. Eram în pantaloni scurți, noroc că mi-a dat cineva pantaloni ăștia pe mine și cămașa. Nimic, intrat în atac de panică. M-am speriat abia ce l-am îmbrăcat copilul și am ieșit în secunda una afară. Dar când am vrut să închid geamul, pentru că am simțit că o să afecteze copilul mic, atunci am intrat în bucătărie, tamanul de ars cel mai tare acolo, pe colț, fix pe colț. Am căzut jos și n-am mai fost conștientă câteva secunde, dar a dat cineva apă pe mine ca să pot să ies cu copilul afară. Și atât, aia a fost tot. M-am trezit din pur și simplu jos la parter. De pe colț tot s-a extins imediat, deci a treilea apartament. Deci pe colț. Da. Deci pe partea cealaltă și aici, aici este, uitați, aici este unde a luat foc tot. Deci eu stăteam fix în partea de unde sunt sârmele, fix din colț de aici. Deci când a izbucnit, acolo era și centrala, deci a explodat și centrala tot, a căzut jos. Am ieșit în ultima secundă, că altfel. Oamenii au revenit astăzi în apartamente pentru a vedea pagubele produse de flăcări. A luat foc, dar în schimb, în casă, pereții și parchetul, cred că e, am șters. Și aseară am șters și azi am ridicat salteaua în dormitor, că era fleașcă. Deci, într-un cuvânt, dezastru, ce mai? La o prietenă dorm. Că de luni încep munca, mi-am făcut, am intrat, am luat niște carne din frigider, că dacă nu-i lumină, am dus-o la ea, mi-am luat schimburi. Cum arată apartamentul? Bănuiesc mai bine decât la altura. E afectat de apă. Nu foarte rău, aș spune. Pereții puțin uzi, ne descurcăm. Alți oameni probabil n-au fost așa norocoși. La fața locului s-au aflat reprezentanții ISU Dobrogea și ai primăriei Năvodari pentru o evaluare detaliată a pagubelor. Familiile rămase pe drumuri în urma acestui incendiu au primit un loc unde să doarmă. Până la această oră, 4 familii ne-au contactat pentru a fi cazate în apartamente situate pe strada Mării. În total sunt 14 persoane care, începând de astăzi, vor sta în aceste spații pregătite de autoritatea locală. Alte 2 persoane vârstnice s-au arătat interesate să stea în spațiile pregătite de primărie. Oferim întreg suportul nostru persoanelor evacuate din blocul afectat de incendiu. Ancheta pompierilor urmează să stabilească de la ce a izbucnit focul. Concluziile lor vor ajuta firmele de asigurări să-i despăgubească pe cei care aveau o poliță încheiată.